until there's nothing left. Then do it all again. Then do it all again. I live with no regrets until there's nothing left. Then do it all again. Do it all, do it all again. Salut, mă mai știu, uite sunt băiatul care a fugit de mult de bine, crezând că așa e tare, care într-un final s-a maturizat ce tare. Îngerul din mine mi-a dat o voce de drag să pare, dar nu ai onoare, ba chiar nu înțelegi ce tot cauți tu pe aici, de ce doar că tișinești. Nu mai sunt eu ăsta, asta vrei să spui de mult, normal că nu mai sunt, că am sufletul întrerupt. Stau, mă liniștesc, mai pun niște versuri pe foaie, mai ascult pe Dragoș, că singurul ce-mi dă alinare. Mă conformez, învăț din ce mai mult se pare, cu aia nu fi tare în gură, că te fac capul. Nu-i tare, ha, e jale mare coane. Ba chiar mai mult când văd bulangii ce critică neîntrerupt. Crezi că ești mai bun? Hai, fă un pas în față, lasă harfele de zdrață și dă cărțile pe față. Și știu că e târziu, dar lasă-mă să scriu un beat. Nu mai vreau să fiu catalogat după cum mă port sau cum mă îmbrac. Suntem în secolul 21, ce oameni de căcat. M-am săturat și mi s-a luat să aud pe fiecare cum te critică pentru hainele largi, frățioare. Ci că lumea se schimbă de la o zi la alta, ci că pescuiește coaie atunci când e plină balta. Da, eu zic să profiți după fiecare în parte. Sunt prea puțini ea care să nu te fută pe la spate și treci la fapte că te-ai înjosit destul. Ai grijă pe lângă tine, vezi ce zic că nu-s de bun. Ai grijă la fiecare secundă de acum încolo. Muncește, rupe scârca și fă-ți o carieră solo. Și când ajungi acolo, sună-mă să spui că-i bine. Brabe, sunt aici și mi-e tare dor de tine. Zici, uite sunt demonul care ți-am oferit iubire pură, ți-am oferit o scăpare. Dar din păcate, tu ai ales o altă cale. Ai ales calea întunericului, știi cât mă doare. Nu, dar nu e bai, a venit alta care îmi pictează părți din inimă care-s lipsite de culoare. Simte că mă doare, dar merge în continuare drept în față, că știe că asta e singura scăpare. Mă doare sufletul când văd persoane dragi care am ținut prea mult la ele. Oare știi cât mă doare? Că între noi acum e doar o simplă întrebare. Oare am dat-o la pace sau este doar o răzbunare? Îmi pare rău că încă nu am reușit să mă schimb în bine. Știu, omule, uneori sunt întâmpit, dar uite-mă, îmi iau o treabă, fiindcă sunt ăla care a golit și ultima sticlă. Piesele mele vin din inspirația mea de zi cu zi, din ce văd, din ce simt, din ce trăiesc. Și cărui gen se adresează? Hip-hop, rap. Și cum reușești să îmbini școala și cu hobby-ul tău? Păi școala e școala, iar hobby-ul meu e hobby-ul meu, nimic mai mult. Și când ai timp să te ocupi de hobby? Timpul vine, numai să-ți placă. Îți place ce faci? Da. Și încerci să participi, să te faci cunoscut? Da, am cântat la diferite evenimente, a fost și aici la Balul Bobocilor anul acesta. Și da, e super ok.